Bun, bună dimineața și bine v-am găsit. După cum am spus ieri, astăzi vom face o provocare. Provocarea o să o vedeți despre ce e vorba. Mai întâi, luăm, numai un picuț, să mă dau pe aici că am pus trepiedul ăsta și să nu uit dopul jos. Luăm, după cum vedeți, un pahar de plastic. Am zis ca să nu luăm de porțelan sau de sticlă, că îl facem praf cu siguranță. Bun, despre ce e vorba. Vom pune în acest pahar apă. Să nu ziceți că mințesc, uitați aici. Uitați aici, dau drumul la apă. Bun, vedeți că e aici apa. Nu mă băgați în seamă cum arăt, că nu de mult m-am trezit, dar nu asta e important cum arăt. Bun. Deci voi ce trebuie să faceți cu paharul ăsta? Nu încercați să fraieriți, să nu aveți apă în pahar, că nu-i mai provocare și n-are rost să o mai lungim cu minciuni și cu vrăjeli. Ați văzut, v-am arătat că am pus apă în pahar. Bun. Eu am ales să fac în bucătărie, voi puteți să alegeți să faceți în baie sau unde doriți dumneavoastră, dar unde aveți pardosală, adică gresie pe jos, nu ceva lemn pe jos sau ceva de genul ăsta, că o să fie destul din nașpa. Astăzi, voi, care vreți să faceți provocarea asta, trebuie să aveți apă și tot ce trebuie să faceți îi să puneți paharul cu apă aici și în același moment, în același timp când ați pus paharul aici, să încercați să-l țineți cât mai mult și să vă mișcați. În momentul când dă o pică jos, ghinionul. Asta e soarta, cum s-ar zice. Și eu o să încerc acum să fac aceeași chestie. Da, domnilor? Bun. Să încercăm. Scuze că sunt capot, dar asta e. O să încerc, sper să reușesc. Eu nu reușesc, fiindcă aici în bucătărie am ce curăța iară. Bun, să începem. 1, 2, 3 și... Oh my God! Okay. Încerca să țineți echilibru. Mânurile jos. Oh my God, oh my God, ce bunăs, ce bunăs, ce bunăs. Bum, bum, bum. Și încercați să faceți tot felul de chestii. Ridicați un picior, faceți așa. Oh la 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 la. Deci eu am reușit, după cum ați văzut. Au, și mă dau regretul. După cum vedeți, am reușit. N-o picat paharul, norocul meu că nu am ce curăța. Ce am vrut să vă mai specific? Am să vă rog frumos ca la clipul ăsta să-mi scrieți mesajele în care vreți să vă auziți atât numele vostru, cât și a prietenilor voștri, a familiei voastre, dar să fie singur la acest clip, la alte clipuri în care scrieți că te rog salută Maia, salută Maia, nu o să o fac, decât aveți opțiune la clipul ăsta. Și întotdeauna vă voi spune, când vă mai face chestiile astea, voi spune, acum, la clipul ăsta, puteți să scrieți mesajele care vreți să fie auzite. De exemplu, la clipul ăsta care l-am făcut cu provocarea, puteți să scrieți toate mesajele care vreți să fie auzite în
clipul făcut special pentru voi și pe care îl voi face. Nu scrieți la mesaj că vreau să fie auzit mesajul ăla sau mesajul ăsta, decât la clipul ăsta o să vă rog frumos să scrieți. Și așa că tot ce vreți să fie auzit în următorul clip, o să scrieți la clipul ăsta cu provocarea, de exemplu, salut, mă numesc Ionela și vreau să-mi salut mama și tata Avram și Andreea cu mesajul că o iubesc, îi iubesc foarte mult. Ori dacă ai o iubită, un iubit, vreau ca să știe Vlad că îl iubesc sau Anabela că o iubesc. Deci mesaje, tot felul de mesaje puteți scrie, fără prostii. În momentul în care am văzut o prostie, zbor de pe canal și te și blochez. Și și îți raportez în jurătura. Așa că la clipul ăsta cu provocarea, vă rog să scrieți toate mesajele care le aveți și vreți să fie auzite. Așa că, acum eu vă las, mă duc să îmi beau cafeaua și eu și să mă baladuș și ne auzăm cu clipul special făcut pentru voi cu mesajele care vor fi auzite și vreți să fie auzite. Așa că vă pup, o zi bună în continuare și aștept provocările voastre. Provocările le puteți trimite pe Instagram, pe TikTokFan2019.ro și o să văd care e cea mai bună provocare și cine a reușit. Fără jumecherii, când filmați, filmați și cuveta cu paharul unde se vede că curge apa în pahar. Nu folosiți pahare ceramică, porțelan, folosiți plastic în momentul în care cade jos, nu se spargă gresia sau ceva. Fiind plastic, nu se sparge nici gresia și nici paharul. Bine, o să ai un pic de curățat, dacă ai ghinion o să nu îl ții pe cap și să strice în a doua secundă. Bine, acum eu vă las, așa că să aveți o zi bună și succes la provocarea pe care m-am făcut-o și o să mai fac și alte provocări, o să mă gândesc, care să fie provocări cu bun simț și nu în care să fiți în primejdie sau să vă puneți viața în primejdie pentru că nu e ok. Bun? Așa că să nu uitați, lăsați mesajele doar la clipul ăsta care vreți să fie auzite. Vă pup și ne auzim!